Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Maroc, am venit de două zile ca să vă explic puțin contextul, pentru că lumea o ia razna și prin comentarii pe TikTok și pe YouTube și pe Instagram și așa mai departe, de faptul că am plecat singură, fără Culiță și fără Milan. Ideea este așa, Culiță știți bine că oricum nu poate părăsi țara și în plus Culiță este la cântat în timpul weekendului, deci și dacă aș fi vrut să vin cu el, nu puteam și eu nu voiam să ratez această șansă de a veni la o nuntă în Maroc. Iubita fratelui meu, Andreea, a fost invitată de fostului coleg la nunta lui în Maroc. El a invitat-o alături de toată familia. Mi-a propus și mie să vin dacă vreau, pentru că mi-a spus că ei sunt super deschiși și că este o experiență pe care, dacă vreau să o trăiesc, ar trebui să vin. Bineînțeles că n-am stat foarte mult pe gânduri, pentru că nu era pe lista mea de chestii pe care să le fac în viața asta, dar mă bucur că am avut ocazia asta și pentru asta îi mulțumesc. Că mi s-a părut o experiență foarte tare. O să vedeți în vlog cum ne-am distrat și cum a fost. Nu puteam să vin cu Mila și cu Culiță, deși mi-ar fi plăcut foarte mult și cred că s-ar fi distrat Culiță foarte tare la nunta asta, pentru că este pe stilul lui și oricum oricine cred că se distrează, pentru că este foarte fain și este o experiență nouă. Mi se pare foarte, foarte frumos și sincer să fiu, vreau să revin aici împreună cu familia. Știu că mamele în general critică alte femei sau femeile în general se critică unele pe altele. Însă eu nu sunt genul de femeie pe care un copil o schimbă și îi reduce din lucrurile pe care le vrea să le facă. Din contră, eu am o personalitate foarte puternică, sunt un om căruia îi place să se distreze și un om care iubește să călătorească. Iar venirea lui Milan în viața noastră, eu consider că ne-a făcut viața mult mai frumoasă și ne-a adus un mare plus, dar venirea lui pe lume nu înseamnă că o să mă facă pe mine să-mi restrâng toate cumva plăcerile vieții. Am și noroc cu mama mea, căreia îi mulțumesc din inimă pentru că mă ajută. Lui Culiță îi place să petreacă timp cu Milan, îi place și se implică foarte mult în viața de familie și pentru asta îi mulțumesc și am mulțumit chiar și când am plecat, pentru că am văzut că cât de implicat este el așa în viața noastră și mi se pare un mare plus că eu pot să fac asta. Și în plus, respectul meu față de el vine din faptul că el lucrând în weekend, eu niciodată, deși am mai călătorit fără el, niciodată nu am călătorit în timpul săptămânii să știu că las pe el acasă și eu plec. De asta mereu când programez alte lucruri ce nu îl includ pe el pentru că nu se poate, nu că nu mi-ar plăcea sau nu aș vrea, aleg să le fac în timpul weekendului pentru că atunci pot și mă simt eu bine să le fac fără el. Dar vă las să vedeți vlogul, sper să vă placă. Am ajuns! Bate vântul de mizboară de nevoie. Am ajuns și vreau să vă arăt camera pentru că sunt foarte entuziasmată de ea. Îmi place mult. Nu am mai călătorit să stau singură în camera de hotel de foarte mult timp, de când obișnuiam să fac asta la fostul meu job. Și sunt foarte fericită să o inspectez și să mă bucur de o cameră și de relaxare singură. Mi-a fost dor, sincer, și mie îmi place să petrec timp și singură. N-am nicio problemă cu asta. Suntem la Rio Palace. O să vă arăt mâine mai multe. Am o cameră imensă. Mâine o să vedem marea acolo, dar acum nu se vede pentru că am ajuns pe seară. Dar este foarte frumoasă camera. Vreau să vă arăt repede și terasa, pentru că azi noapte era prea târziu. Asta este view-ul. Este superb și n-am nevoie de nimic mai mult.
Între timp o să vă las să vedeți resortul, care îmi place foarte mult pentru că are niște piese de mobilier extraordinare și multe plante. Vreau să vă spun că am economisit destul de mulți bani pentru că mi-am făcut rezervarea prin aplicația Tipli, o aplicație de cashback, prin care primești banii înapoi maxim 48 de ore. O să vă las în dreapta jos a ecranului să vedeți cum funcționează. Tipli are peste 400 de e-shop-uri, de unde vă puteți face cumpărăturile așa cum o faceți în mod obișnuit, iar în maxim 48 de ore veți primi o parte din banii înapoi. Am venit la Medina să vizităm puțin. Wow, ce frumos! Vreau să-mi ziceți care v-ați uitat la Clona. La serial. Eu l-am văzut de două ori. Dacă vă amintiți peisaje de genul asta așteptam să văd în Maroc și sunt foarte entuziasmată. Am venit să vedem cum se face uleiul de argan. So, this argan tree. Argan tree is only here in Morocco. This is not made so much. We call it uleiul de argan și ne spune că există doar în Maroc. Mersi. Thank you. Thank you. Asta e ceai de mentă. Este nevoie de 15 kg ca să scoți un litru și ne zicea că uneori o femeie stătea o zi întreagă să producă un litru de ulei de argan. Ne-au pus și la treabă, la produs de ulei de argan. Urmează-ne că am venit și facem bani în Maroc, facem ulei de argan. Hai filmează un pic, așa să se vadă. Tot proces. But can you see what this is inside? We put the almond inside. So you have to do all day like this? Yeah. You have to do all day like this and it's gonna come oil? Yeah. Like that. All day, the women were doing this all day. Yes, really? I know, like, you have to do one day for 1 liter of... Really funny. Now you have machines. Yeah. Okay. The first time in Morocco? Yes. Love it, it's nice. You can see, we are. Să să gustăm acum. Yeah. E bun? Mm-hmm. No, vezi, aș fi bun. Let's see. One family? Yes, one family. No, he's my brother. Brother? Yes, he's not my husband. Oh, this? Yes. Oh, this one? Yes. We are not like here, he doesn't have two wives. In our country, it's not okay to have two wives. Two wives, yeah. No. Here it's okay, we know. Same is here, no? The young? Mm-hmm. They don't have two wives anymore. No. Economic, very expensive. Almond and argan. So good. Cactus honey. Mm-hmm. Second, asthma. Miere de cactus? Yeah, cactus honey, yeah. Wow. It's really hot, yeah. Gustăm acum miere de cactus. Ce bun e. Thank you. Astea sunt semințe de cactus. Am umplut geanta. Yeah. Am cumpărat pentru familie. Am luat la culiță spray pentru căderea părului, șampon. Pentru poliartrita mea, mi-am luat niște ulei să mă masez. Am ajuns să ne alegem rochile. Wow, ce frumos au aici. Hai să vedem ce rochie mi-au. Mamă! Că
câte chestii faine. Ia să vedem, Denis, arată-ne rochea. Îți place? Na, hai, Andrei, apropiază-o. Că sunt mai entuziasmată decât tine. Mamă, ce frumoasă e. Super, foarte greu. Ia uitați-o și pe asta, eu am comandat portocalie, dar am văzut și alte modele frumoase. Doamne, ce faine, dar sunt grele, cred că au 10 kg astea. Am probat una portocalie și asta, nu mă pot decide între ele, o bine, asta îmi place un pic mai mult, că e mai vie culoarea decât cea portocalie, asta se vadă. Nu ziceți, care e faină? Care îți place mai mult? Cea roz. Asta roz? Și hai că mai iau o dată aia portocalie. Ok. Ia. Ce okay. Ziceți? Să vin să fac un montan mă rog. Opa! Fain, nu? Aici o să vină o curea, dar o ajustăm puțin că mi-era largă. Și cam atât. Să ne vedeți la nuntă. Am terminat cu rochile, doamne, ce sunt atât de entuziasmată și eu și Andreea. Și de-abia aștept să ne vedem diseară cu toate așa îmbrăcate, cu make-up-ul făcut, cu lanțuri pe cap. De-abia aștept să vedeți. Am fost foarte excelată. Am venit în portul din Agadir să mâncăm și vreau să vă arăt ce... Vreau să mă mut aici. Mi se pare că e vremea perfectă pentru mine. Am fost născută pentru vreme. Să vă zic că are o tehnică foarte diferită față de cum machiază fetele în România. Dar îmi place. Really nice, I like it. Nu știu voi, dar eu ador să fiu machiată. Să stau să-mi dea cineva cu pensula de față. Thank you.
care vrei. Și zic că pe la ora 3 vine mâncarea la ei, 3 noaptea. Astea sunt un fel de aperitive. Aperitive și prăjituri, ce bine arată. Și acum Mirele din mijloc o să ducă... Uitați câte cadouri îi duce Miresei. Doamne, ce tare! Nu puteau să aibă tradiția asta și în România. Deci acum merge și îi dă cadourile. Și o să ne le arată. Uitați câte cadouri are. Bună dimineața, după o noapte foarte frumoasă și interesantă. Eu m-am trezit de vreo 10 minute și vreau să mă duc să mai profit puțin de plajă. Să știți că în Maroc nu este vreme de plajă cum ar veni, adică sunt până în 20 de grade, dar este frumos, este soare, oricum e mai bine decât în România. Vreau să vă povestesc un pic despre nunta de ieri, Doamne, ce a fost foarte, foarte frumos. Multe tradiții la ei care se respectă. Am ajuns pe la ora 9:30 la nuntă, am stat, am așteptat mirii, ne-am făcut poze, etc. Am avut noroc pentru că Andreea are niște colegi din Maroc care au venit și ei la nuntă și a fost super tare pentru că ne-am distrat și am povestit, ne-au povestit despre tradițiile lor. Am stat cu o tipă la masă super mișto care, Doamne, și-a tăiat toată noaptea. Și ne-am distrat foarte bine. Da, deci am așteptat mirii. În timpul acesta am băut niște, nu știu, au ei un fel de sucuri, smoothie-uri cu care vin. Pe masă sunt doar snack-uri. Nu este pusă mâncarea pe masă în momentul în care ajungi la nuntă. Și ce credeți? După ce intră mirii prima dată, adică mireasa ați văzut că intră pe sus,
De fiecare dată de când se schimbă, mireasa de aseară, Selma a avut 5 rochii de mireasă, ea tot vine cu câte o rochie și ultima trebuie să fie albă. După ce au intrat mirii, am mai primit niște aperitive, niște prăjituri, niște bruschete, am mai ciugulit din alea și ce credeți, la ei la ora 3 dimineața, pe la 2-3, se începe să se mănânce și asta a fost gluma serii pentru că am mai stat la masă cu niște marocani, cu o familie și râdeau că eu făceam un chimar de fiecare dată când venea mâncarea pentru că la ei nu este obiceiul ca la noi să mănânci când ajungi la nuntă, aperitivele, după o oră, două, să ți se dea următorul fel de mâncare și așa. La ei sunt 4 sau 5 farfurii, cred că 4, și mănâncă una după alta, adică prima dată ne-au adus pastia cu pui sau cu fructe de mare. Este un fel de foietaj în care sunt amestecate, nu știu, fructe de mare cu un fel de tăieței din aia de orez, nu știu, foarte, foarte interesant felul acesta de mâncare, mi-a plăcut foarte mult. După pastia am avut friptură de miel, din care am gustat foarte puțin, dar era o combinație foarte mișto și asta îmi spunea tipa cu care am stat la masă, că cultura marocană și mâncarea lor este cunoscută pentru combinația dintre dulce și sărat. Am avut miel cu fructe confiate, gătite, cu un sos dulce, sărat, așa, cu pară coaptă, foarte tare, combinația foarte bună. Și vine ospătarul și ți le aduce la masă și ei te servesc, ți le pun de pe platou. După care am avut ceva cușcuș cu ulei de argan și ceva dulce, nu știu, ăla nu l-am gustat, că efectiv mi se părea că e prea multă mâncare. După care am avut un tort de înghețată și la ei ce mi-a plăcut, că în momentul în care se dă tortul miresei, care tortul miresei se dă pe la... Cred că era 6 sau 7 dimineața. Mireasa s-a schimbat de mai multe ori, timp în care ea se schimba, avea o cameră unde erau, cred că, parcă 3 femei care se ocupă doar de ea în seara aia. Îi aranjează voalul, îi aranjează rochea, o îmbracă, a avut make-up artist și hair stylist, care a fost toată seara lângă ea, avea o cameră specială unde se schimba de fiecare roche. Mergeau să schimbau în acea cameră, după care veneau, o aduceau pe sus, tot felul de tradiții, muzică, îi făceau o intrare foarte spectaculoasă, deci m-am simțit într-un fel ca la un concert, pentru că am avut parte de mult show și mult spectacol. Ce mi-a plăcut foarte mult la nunta asta este că, deși eu fiind pentru prima dată și fiind atât de entuziasmată, bineînțeles că am filmat destul de mult, dar la ei nu stă lumea pe telefon, adică erau foarte, foarte, foarte puțini oameni care stau pe telefon, extrem de puțini, extrem de puțini oameni. Deci atât de mult se distrează. Când a apărut cântărețul, ați văzut și pe vlog că spunea unul din prietenii noștri că seamănă cu Florin Salam, adică este foarte cunoscut la ei ca și cântăreț, înseamnă că au plătit destul de mult să-l aducă. Și când a venit cântărețul, deja toată lumea era super pe vibe, toată lumea se distrau, au venit așa toți buluc, la distracție, nimeni nu își pierdea timpul cu telefoanele, asta mi-a plăcut foarte mult. Încă un lucru ce îmi place la ei este faptul că toate femeile poartă rochii asemănătoare, adică toate rochile sunt făcute în același stil, toate. Tot ce diferă sunt materialele, culorile și accesoriile care vin puse pe ele, dar toate rochile ce se poartă în Maroc la nunți au același stil identic. Vreau să vă arăt rochia pe care am purtat-o aseară, care este enorm de grea. Deci pentru mine, mai ales cu poliartrita mea, este foarte grea. Aceasta este, să o fac așa să o vedeți. Ea vine așa simplă, este dublată. Aici. Așa arată. Îmi pare rău că aseară am plecat direct de la make-up la păr și nu am putut să vin să o mai filmez. Era deja târziu. Dar vă arăt acum la soare. Asta este. Foarte frumoasă. Aceasta este cureaua pe care am avut-o în talie. Nu este din aur, dacă vă întrebați. Foarte mișto și se ajustează în funcție de talie.
Nu mi-a plăcut faptul că o trebuie să așteptăm până la 3 dimineața să mâncăm, pentru că noi eram de mâncați de la amiaz și, adică ei ne ziceau că să nu mâncați, dacă mâncați la amiaz, să nu mai mâncați, pentru că la noapte să mâncăm foarte mult. Și noi, ne fiind obișnuiți cu asta, ne s-a părut destul de greu să mâncăm noaptea și porțile una după alta, pentru că veneau cam la 15 minute următoarea porție și așa mănânci odată și pe aia gata tot. Dar oricum a fost amuzant. Mi-a plăcut foarte mult show-ul care se face și faptul că se păstrează tradițiile. Mi-a mai plăcut partea asta, că tot râdeam aseară cu fetele și ziceam că de ce nu se întâmplă asta și în România. Mireasa primește enorm de multe cadouri. Adică ați văzut că veneau în chestiile alea așa ca un con. Veneau multe cadouri acolo de sub. Și a primit foarte mult aur. La ei se dorește foarte mult aur pentru Mireasa. Am aflat și niște chestii, pentru că i-am terorizat aseară cu întrebările și o terorizam și pe prietena noastră. În trecut, este adevărat că în trecut, se știe că știe toată lumea că Mireasa este virgină în momentul căsătoriei și trebuie să își petreacă prima noapte alături de soț. Și da, este adevărat că în trecut trebuiau să iasă cu cerceaful la ușă, să dansa cu cerceaful, deci sărbătoreau chestia asta, acum nu mai este așa. Am mai aflat de faptul că eu aveam o curiozitate legată de felul în care se acoperă femeile și nu înțelegeam de ce unele aleg să-și acopere doar părul, unele își acoperă fața, pe unele le vezi îmbrăcate din cap până în picioare și îmi spunea prietena noastră că cumva așa se manifestă islamul la ei, adică e vorba cum e, să vă explic în cuvintele noastre, cum e credința la noi, adică depinde de tine, chiar dacă crezi în ceva, depinde de tine cum manifesti acel lucru și îmi spunea că este la alegerea lor, faptul că își acoperă doar părul sau că își acoperă și fața sau că nu se acoperă deloc, asta este la alegerea lor, dar asta nu înseamnă că nu cred. Deci am avut parte de multe informații, am petrecut o seară foarte faină, mă bucur că am venit. Sper că v-a plăcut și vouă vlogul și vă mulțumesc că v-ați uitat. Mie mi s-a părut un vlog mult mai interesant decât restul vlogurilor mele, pentru că am văzut și multe chestii frumoase. Mă bucur că am participat la această nuntă și da, să ne revedem cu bine. Vă pup!